FCO Dorhei și-a adjudecat titlul la categoria de vârstă 2003, după ce a trecut în finală de juniorul Suceava la loviturile de departajare. La categoria 2004, primul loc a fost ocupat de Comstar Vaslui, câștigătoare în ultimul act cu scorul de 1-0 în fața Luceafărului Bucovina. În schimb, la categoria 2005, Luceafărul Bucovina și-a apărat trofeul câștigat anul trecut, după ce s-a impus în finală cu 1-0 în fața vecinilor de la LPS Botoșani. Roșalbaștii au avut ghinion în finala categoriei 2006, unde s-au văzut egalați de juniorul Suceava la ultima fază din timpul regulamentar. La penaltiuri, Luceafărul Bucovina a pierdut cu scorul de 2-3, portarul de la juniorul, Răzvan Gherasim, fiind decisiv. A fost greu. Nu știu dacă pot trage acum la cal, să spunem așa, concluziile. Le voi analiza după sărbători, dar personal vă spun că a fost cel mai greu an de când am organizat această competiție. Poate sistemele pe care ne-am învățat, poate vina mai nouă a organizatorului, poate vina celor care n-ar trebui să se implice, și aici mă refer la părinți. Fac uneori ca aceste competiții să capete o altă nuanță. Mie îmi pare rău, îmi cer scuze pentru disconfortul creat anumitor echipe, pentru lucrurile care s-au petrecut. Vă spun încă o dată, în decursul celor 7 ani, cred că n-am avut atâtea cât am avut anul ăsta vis-a-vis de anumite contestații. Eu chiar personal cred că o să ajungem, fotbalul să se joace pe la contestații, nu pe teren, chiar și la nivel de copil. La ediția din acest an a Cupei Moș Crăciun au participat 800 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani de la cluburi din țară și din Republica Moldova. Din județul Suceava au fost prezente 7 cluburi. Este vorba despre Luceafărul Bucovina, Juniorul Suceava, LPS Suceava, Juniorul Câmpul Moldovenesc, Nicu Gane Fălticeni, Dorna Vatra Dornei și Maxi Vatra Dornei.